Începem povestea de astăzi pe planeta Krypton. Jorel este alături de soția sa, Lara Lorvan, în timp ce aceasta urmează să nască un băiețel sănătos pe nume Kal-El, pe cale naturală, nu prin inginerie genetică. Mai târziu, în aceeași zi, Jorel se întâlnește cu Consiliul Kryptonian, spunându-le că nucleul Kryptonului este instabil. Ei îl întreabă dacă pot evacua planeta, dar el spune că este prea târziu pentru asta înainte ca el să-și poată divulga planul, generalul Zod și adepții săi pătrund în Consiliu, ucigând un bătrân. Zod îi cere lui Jorel să îi se alăture pentru a păstra linia de sânge superioară a criptonienilor, dar acesta refuză. În timp ce a fost luat de oamenii lui Zod, el reușește să scape cu ajutorul robotului său. Afară, Joriel vede haosul care se instalează în jurul zonei. El sare pe spatele unei creaturi înaripate pe nume Hiraka, care îl duce în camera genezii, unde se nasc micuții criptonieni. Jorel merge până la hubul central și recuperează codexul. Îl duce înapoi în citadelă, unde Lara l aștepta cu bebelușul lor. Ei se pregătesc să-l placeze într-o navă care îl va duce pe pământ, dar Lara simte multă tristețe cu privire la faptul că bebelușul nu-i va cunoaște niciodată cu adevărat. Jorel o asigură că va fi bine, apoi el aplică codexul pe corpul lui Kal-El și îi lasă o cheie cu un S. În timp ce se pregătesc să-l trimită, Zod și echipajul său se pregătesc să atace cetatea. Jorel își pune armura și se luptă cu mai mulți criptonieni. Apoi se luptă și îl învinge pe Zod, care o roagă pe Lara să oprească lansarea, dar ea îl trimite afară. Zod țipă de furie și lucide pe Jorel, după ce comandă unii dintre navele sale să-l doboare pe Calel, dar nava sa este doborâtă, iar el și adepții săi sunt prinși. După aceea, Zod și adepții săi sunt judecați pentru crimă și trădare și sunt condamnați în zona fantomă. În timp ce este dus, Zod vociferează în fața Consiliului și jurălarei care este prezentă că va găsi pe Calel și va lua înapoi Codexul. Zod și adepții săi sunt apoi puși în stază și aduși la bordul lui Black Zero, o navă criptoniană gigantică care este apoi plasată în zona fantomă. Mai târziu, Lara se întoarce acasă și în timp ce Krypton explodează, se roagă pentru ca să facă o lume mai bună. Între timp, nava lui Kal-El intră în atmosfera terestră, apoi aterizează pe câmpul fermierilor din Smallville, Kansas. Acest câmp aparține lui Jonathan Kent și soției sale Marta. 33 de ani mai târziu, Calăl, care acum este cunoscut sub numele de Clark Kent, lucrează pe o barcă de crabi împreună cu alți pescari. Ei primesc un semnal de ajutor care anunță că o platformă petrolieră este în flăcări. Clark se grăbește să salveze oamenii prin și acolo, iar aceștia sunt uimiți să-l vadă mergând prin foc. Bărbații sunt salvați, dar Clark rămâne în urmă pentru a reține o bucată grea de metal, care cade și îl duce în ocean. În acest moment, Clark are o retrospectivă a copilării sale. În clasa de școală primară, simțurile sale sporite, vederea cu raze X și superauzul îl fac să fie copleșit. Clark se sperie, apoi fuge și se ascunde în dulapul omului de serviciu. Învățătoarea s-a încercat să deschidă ușa, dar s-a ars după ce a atins butonul. Apoi a chemat-o pe mama sa Marta, care vine la școală pentru a-l consola. Clark deschide ușa după ce Marta l-a ajutat să-și controleze puterile, cu exerciții de respirație și meditație. Întorcându-se la mal, Clark fură niște haine și părăsește orașul care îi amintește de o zi când roata roată autobuzului școlar în care se afla a explodat, iar apoi a fugit peste un pod în râu. Clark, folosindu-și superputerea, a împins autobuzul afară din râu și l-a oprit să se scufunde, dezvăluindu-le în acest timp puterile sale la Nei Lang și lui Pitros. Mama lui Pit le-a povestit mai târziu familiei Kent despre uimitoarea isprava lui Clark, dar Jonathan a negat că fiul lor ar fi avut ceva special. După aceea, Jonathan i-a subliniat lui Clark importanța păstrării puterilor sale secrete, spunându-i că oamenii se tem de ceea ce nu înțeleg. Când Clark l-a presat pentru răspunsuri, Jonathan a dezvăluit naveta spațială kryptoniană în care a ajuns Clark, pe care o ținea ascunsă sub un ambar. Apoi i-a dat lui Clark cheie de comandă și l-a încurajat să-și afle adevăratele origini și de ce a fost trimis pe pământ, asigurându-l în același timp că va fi întotdeauna fiul său. Clark lucrează acum într-un bar de pe autostradă, unde aude niște bărbați vorbind despre militari, care caută un obiect ciudat sub gheață din apropierea Arcticii. Între timp, un client începe să hărțuiască sexual o chelneriță. Clark vine să o apere, dar chelnerița spune că nu merită, dar clientul toarnă bere pe Clark, care se enervează, și pleacă. Apoi destruge camionul aparținând acelui client, înainte de a sări peste oraș în direcția navei extraterestre. În Arctica, reporterul de la Daily Planet, Lois Lane, sosește cu un elicopter pentru a relata despre obiectul găsit sub gheață, iar bagajele îi sunt transportate de Clark, care se dă drept muncitor acolo. Operațiunea este condusă de colonelul forțelor aeriene ale SUA, Nathan Hardy, care lucrează cu doctorul Emil Hamilton, care nu este încântat să o vadă pe Lois acolo și încearcă să o îndepărteze, dar autorizația ei permite să rămână. Ei dezvăluie că imagistica a scos la iveală un obiect masiv, vechi de aproape 20.000 de ani. Mai târziu, în acea noapte, clar de parte de militari, sapă prin gheață cu ajutorul viziunii sale termice. Lois îl vede și îl urmează. Obiectul se dovedește a fi o navă spațială extraterestră mare. La bordul navei, Clark este acostat de o santinelă robotizată până când introduce chei de comandă într-un port activând sistemele navei. Lois este apoi atacată de Santinel atunci când încearcă să facă o fotografie, fiind rănită în acest proces. Clark o salvează și cauterizează rana cu ajutorul viziunii sale termice, apoi o duce afară unde poate fi găsită înainte ca nava să decoleze și să zboare. În Metropolis, Lois scrie un articol despre ceea ce a văzut în Arctica, dar editorul ei, Perry White, refuză să-l publice deoarece este îngrijorat de ce fel de ramificații ar putea avea această poveste asupra lumii. Lane îi dă atunci povestea lui Glenn Woodburn, care o publică pe internet. Între timp, Clark a pilotat nava spațială către o altă locație îndepărtată din Arctica, unde este întâmpinat de o proiecție holografică a lui Jorel, care îi spune lui Clark povestea completă a originilor sale, numele său de naștere și motivul pentru care a fost trimis pe pământ. Jorel dezvăluie că în trecutul îndepărtat, Krypton a fost cândva o civilizație înfloritoare și a căutat să se extindă în imensitatea spațiului cu mult timp înainte ca civilizația umană să înceapă. Această navă de recunoaștere găsită de Clark a fost una dintre sutele lansate. Cu toate acestea, proiectele grandioase s-au stins odată ce a fost stabilită reproducerea artificială și după epuizarea tuturor resurselor naturale, miezul de cripton a devenit instabil. Lara și Jorel cred că politicile de reproducere artificială și de inginerie genetică ale criptonului au dus la această cădere criptonienii pierzându-și abilitatea de a-și alege propria viață. Atunci l-au conceput pe Kal-El pentru a se răzvrăti împotriva acestui sistem și l-au trimis pe pământ, nu doar pentru a scăpa de sfârșitul criptonului, ci și pentru a-și croi propriul drum. Jor-El crede că omenirea are potențialul de a deveni la fel de măreață cum a fost cripton la apogeul său cu ajutorul lui Kal-El, deoarece acesta poate întruchipa cei mai buni din ambele lumi apoi îi face cadou un costum formal criptonian cu un simbol S. Acest simbol este rezervat casei lui El și înseamnă speranță. După ce a portat costumul și după ce a primit cuvintele de încurajare a lui Jorel de a continua să-și depășească limitele abilităților sale, Clark începe să-și forțeze puterile. Mai întâi face salturi în zbor, înainte de a putea în cele din urmă să zboare la viteze mari. Să spargă bariera sunetului și să zboare pe distanțe mari în jurul lumii. Lois își continuă investigația despre salvatorul ei, vorbind cu pescarii cu care lucra Clark. Apoi cu adultul Petros, care o conduce înapoi la ferma Kent, unde vorbește cu Marta. Lois merge apoi la un cimitir unde este îngropat Jonathan. Clark o găsește acolo și spune că nu vrea să-și spună povestea. Un alt flashback îi arată pe Clark și Jonathan certându-se în timp ce conduc. O tornadă începe să coboare și toată lumea fuge. Clark aleargă înapoi pentru a-și scoate câinele din camion, dar Jonathan îi spune să o ducă pe mama lui și o fetiță în siguranță în timp ce el ia câinile. Câinele Cânile este în siguranță, dar piciorul lui Jonathan este rănit de o mașină care cade peste camion. Clark încearcă să-l salveze, dar Jonathan întinde mâna ca să se oprească. El se lasă lua de turnadă doar pentru a păstra puterea lui Clark în secret, apoi Clark țipă de durere. Povestea lui Lane ajunge pe internet iar Perry nu este mulțumit. Ea spune că va retrage povestea cu scuză că notițele sale au dispărut. Perry o suspendă pentru două săptămâni fără plată, dar spune că face ceea ce trebuie pentru că retrage povestea. Între timp, Clark se întoarce acasă la mama lui și spune că a aflat de unde a venit și cine sunt părinții lui. La Norad, generalul Stanwyck este anunțat că a fost observat un OZN. Imaginile ajung la știri și sunt întrerupte de o transmisiune care este difuzată în toată lumea, repetând Tu nu ești singur. Persoana din înregistrare se dezvăluie a fi generalul Zod, informând pământul despre prezența lui Calel. El lansează un avertisment spunând că dacă Kalel nu se predă în 24 de ore, oamenii de pe pământ vor avea de suferit. A doua zi, Woodburn este intervievat în legătură cu extraterestrii și scapă numele lui Lois, dezvăluind că ea știe unde îl poate găsi pe Kalel. Perry încearcă să o avertizeze, dar ea este arestată de Hardy și FBI înainte de a reuși să scape. Întors în Smallville, Clark se află într-o biserică și ascultă știrile. Apoi are un alt flashback, amintindu-și când mai mai mulți bătăuși l-au provocat la o bătaie, dar au fost opriți de Jonathan. Petros chiar l-a ajutat pe Clark să se pună pe picioare. Clark vorbește cu un preot despre situația sa, dezvăluind că el este cel pe care îl caută toată lumea. Clark simte că oamenii nu pot fi de încredere, dar preotul îi spune că trebuie să facă un sal de credință, iar încrederea va veni. După aceea e clar că îmbrăcat cu a Superman se întâlnește apoi cu Stanwick și se oferă să se predea cu condiția că Lois să fie în siguranță. El se întâlnește cu ea într-o cameră de interogatoriu și spune că ăsul de pe pieptul său este un simbol al speranței. Apoi le spune doctorului Hamilton, lui Harde și lui Stanwick: sunteți speriați pentru că nu mă puteți controla. Nu mă puteți controla și nu mai veți controla niciodată. Dar asta nu înseamnă că sunt dușmanul vostru. În mijlocul deșertului, nava lui Zod aterizează, unde sunt întâmpinați de faura, care cere ca lui să vină împreună cu Clark. În ciuda protestelor lui Hardy, lui acceptă și în timp ce sunt aduși la bordul lui Black Zero, kal îi strecoară cheie de comandă. Lois primește un vizor pentru a o ajuta să respire, deoarece compoziția atmosferică de la bordul lui Black Zero este toxică pentru oameni. În acest moment, Calel se prăbușește slăbit și tușind Deoarece corpul său este adaptat la atmosfera pământului, este legat de o masă în starea sa slăbită și îl întâlnește pe generalul Zod într-o proiecție mentală. Aceasta explică faptul că, după ce el și adepții săi au scăpat din zona fantomă și au transformat proiectul zonei fantoma lui Black Zero într-un hiperpropulsor, au căutat prin avamposturile criptonieni abandonate provizii și alți posibili supraviețuitori. Și datorită activării de către Clark a vechii nave criptoniene, au recepționat semnalul emis de aceasta și au urmărit-o până pe pământ. Zod îi oferă lui Calel șansa de a readuce criptonul înapoi. Cu toate acestea, Zod plănuiește să folosească folosească pământul ca fundație, ceea ce va nimici întreaga umanitate. Ca l îl refuză să fie de acord cu acest lucru. Și în acest moment, Zod dezvăluie că l-a ucis pe Jorel și apoi pleacă în căutarea codexului. Între timp, Lois activează cheie de comandă. Proiecția holografică a lui Jorel preia controlul sistemelor de pe Black Zero, schimbând atmosfera pentru a reda lui Clark puterile. De asemenea, el o ajută pe Lois să scape de pe navă, dându-i instrucțiuni despre cum să trimită invadatorii înapoi în zona fantomă. Ea se urcă la bordul unei capsule de salvare, care este avariată de unul dintre adepții lui Zod. kal el scapă, apoi are ultima discuție cu tatăl său, care îl încurajează să o salveze pe Lois și întreaga umanitate. El zboară și o salvează pe Lois înainte ca modulul ei să ardă și să se prăbușească. Între timp, Zod se duce la ferma Kent și o interogează pe Marta pentru a găsi codexul. El o pune pe Faora să caute navă, dar nu-l găsește. Când Zod o amenință în continuare pe Marta, Clark zboară și îl atacă pe Zod pentru că a încercat să-și amenințe mama. El dezactivează casca lui Zod, care îi copleșește simțurile, așa cum a făcut-o cu Clark când era tânăr. Faora și un criptonian pe nume Namek vine să atace, dar militarul ripostează. Urmează o bătălie în care Faora îl tachinează pe Clark cu puterea și capacitățile sale avansate. Namek doboară un elicopter în care se află Hardy, dar Clark salvează un soldat, precum și pe Hardy care este aproape ucis de Faora. Ea este doborâtă de o rachetă, dar nu este ucisă și este dusă înapoi în navă. Hardy recunoaște că Clark nu este un dușman, iar Clark îi mulțumește pentru asta. Întorcându-se pe navă, Zod află că codexul se află în adn lui Clark și că nu are nevoie de el în viață pentru a-l extrage din el. El ordonă ca motorul lumii să fie liberat. Acest lucru face ca o parte a navei sale să zboare spre oceanul indian, în timp ce partea principală coboară asupra metropolisului. Dr. Hamilton stabilește că Zod încearcă să recreeze atmosfera kryptoniană și încearcă să ucidă oamenii. El și Stanwyck sunt informați de sosirea lui Superman. Așa, toți îl numesc acum pe el. El și Lois plănuiesc să folosească vechea sa navă pentru a se ciocni cu cea lui Zod deoarece aceasta este alimentată de un propulsor fantomă, ceea ce își dau seama că ar deschide o gaură neagră. Superman zboară spre Oceanul Indian, în timp ce Lois, Hamilton și Hardy duc nava la Metropolis. Zod se duce la camera genezii pentru a repopula planeta cu alți criptonieni. După ce se ceartă cu proiecția holografică a lui Jorel, el își continuă planul. Între timp, Superman ajunge la motorul lumii, care îl atacă deoarece este vulnerabil în fața lui dar după câteva încercări reușește să-l distrugă. În același timp, nava lui Zod distruge Metropolis, Perry și alți doi membri ai Daily Planet fug din haos. Lois încearcă să activeze nava cu ajutorul cheii, dar aceasta nu vrea să intre. Faora și ceilalți răufăcători încearcă să atace, dar Hamilton observă că cheia nu va intra așa. El întoarce corpul navei, apoi cheia intră înăuntru activă în nava, în același timp, Zod intră cu camera Genezii, dar Superman zboară pentru a-l opri. Zod îi spune că dacă distruge nava, distruge și Krypton. Superman ezită, apoi spune că Krypton a avut deja șansa lui și distruge nava cu ajutorul viziunii sale termice. Faora încearcă să-l ucidă din nou pe Hardy, dar acesta îi spune o afirmație pe care a făcut-o mai devreme. O moarte bună este propria recompensă. În timp ce nava este activată, Lois este împins afară din avion în timp ce Hardy zboară cu avionul în nava principală a lui Zod, provocând deschiderea zonei fantomă și trimițând-o pe Faora și echipajul ei înapoi acolo odată și pentru totdeauna. Superman coboară împreună cu Lois și vede că Zod este încă în viață. Acesta îl atacă pe Superman după ce a declarat că tot ceea ce a făcut a fost pentru binele mai mare al criptonului. Ei se angajează într-o luptă care provoacă mult mai multe distrugeri în Metropolis, ceea ce îi face să se izbească de o clădire. Zod încearcă să prăjească o familie de patru persoane cu ajutorul viziunii sale termice, dar Superman îl roagă să se oprească. Când Zod refuză, nu vede altă cale de ieșire și rupe brutal gâtul lui Zod omorându -l. Superman plânge de regret în timp ce Lois vine să-l consoleze. Câteva săptămâni mai târziu, Stanwick și adjunctul său, Majorul Ferris, îl găsesc pe Superman doborând o dronă a forțelor aeriene. Superman susține că știe că a fost trimisă pentru a-i găsi casa de pe pământ, dar vrea ca această căutare să înceteze. El jură că va continua să lupte pentru ceea ce este corect și pentru securitatea pământului. Generalul pune la îndoială angajamentul lui Superman, la care Clark răspunde că este din Kansas și că se poate avea încredere în el. În timp ce zboară, adjutantul generalului zâmbește. Clark se întoarce la Marta și amândoi știu că Jonathan ar fi fost mândru să vadă omul care a devenit. Marta întreabă ce va face Clark acum, iar el spune că își va găsi o slujbă unde nimeni nu-l va chestiona pentru că merge în locuri ciudate. Apoi îl vedem în clădirea Daily Planet, fiind prezentat lui Lois Lane ca fiind cel mai nou reporter al ziarului. El poartă acum o pereche de ochelari cu rame negre, dar Lois îl recunoaște, apoi urează bun venit la Daily Planet. Dacă ți-a plăcut acest rezumat, nu uita să dai like și să te abonezi la canalul nostru, iar eu merg spre următorul film, pe curând.